Ce mi s-a părut deplasat la bilanțul de astăzi al DNA-ului este modul în care s-a pus problema. Toată lumea ne-a zis cât de rea este corupția. Pe bune? Pe parcursul anului trecut, cum am auzit, au fost trimise în judecată 497 de persoane cu funcții de conducere, dintre care 32 sunt demnitari. Acest fapt ne arată că flagelul corupției continuă, din păcate, să afecteze profund societatea noastră. Acolo unde viața politică și administrația trebuiau să funcționeze în interes public, am asistat adesea la captura statului prin intermediul clientelismului și corupției. Pe scurt, corupția din mediul politic a afectat funcționarea corectă a administrației publice și competitivitatea economiei, precum și încrederea cetățenilor în stat. În multe cazuri, sumele care se dau mită funcționarilor sunt obținute prin evaziune fiscală, delapidare sau alte infracțiuni. Astfel, banii care ar fi trebuit să ajungă la salarii sau pentru investiții intră în buzunarele funcționarilor corupți. Corupția se reflectă și în calitatea și prețul serviciilor de care beneficiază cetățenii. Cetățenii sunt afectați de calitatea drumurilor când recepția lucrării se face plătind mită. Cetățenii plătesc un preț mai mare când se dă mită pentru punerea pe piață a medicamentelor. Ena, corupția înseamnă că ne dispar banii din buzunare? Corupția înseamnă că dispar banii de salarii, de medicamente, de autostrăzi? Chiar nu mă așteptam la astfel de dezvăluiri. Cine ar fi crezut așa ceva? Deci corupția e rea, corupția nu e bună, corupția trebuie pedepsită. A fost nevoie să treacă 26 de ani ca să aflăm și noi cât de dăunătoare e corupția asta. Iar acum trebuie să le facem statuie procurorilor de la DNA că ne și spun asta și că în sfârșit cineva luptă cu flagelul ăsta numit corupție. Sau, de fapt, exact asta trebuia să facă DNA-ul de când a fost înființat? Ia, mă ajută cineva și pe mine cu treaba asta? Vă rog! Nu este extraordinar să aplici și să respecti legea atunci când ești investit cu atâtea atribuții. Nu este senzațional să fii independent și imparțial atunci când Constituția țării deopotrivă îți dă acest drept, dar și îți te obligă. Nu este o faptă eroică să trimiți în judecată un infractor atunci când ești investit cu această competență, ci este o datorie obligatorie profesională pe care ți-ai asumat-o odată cu intrarea în profesie. De fapt, ceea ce se apreciază ca fiind excepțional în activitatea DNA, într-o societate așezată și într-un stat consolidat, înseamnă normalitate. Bravo, domnule, bravo! Doamne, ce bine! Nu sunt singurul care crede asta. Vă mulțumesc, domnule Mircea Aron. Exact despre asta este vorba, fraților. Aplicarea legii trebuie să fie privită ca un act de normalitate. O spune președintele CSM, poate singurul care n-a căzut astăzi în plasa festivismului. Să te lauzi că ai trimis în judecată nu știu câți parlamentari, nu știu câți miniștri, prim-miniștri și primari sau președinți de consilii județene, e o treabă. Dar la fel trebuie să vii să explici de ce nu sunt finalizate 7100 de cauze. De ce trenează dosare foarte mari și foarte importante, precum, nu știu, Microsoft, EADS. Numai acolo sunt prejudicii de miliarde. Dar de un an nu se întâmplă nimic. De ce trenează galabute, na? De ce? Să înțelegi ce spun eu. Ce dracu mă toți îmi puneți întrebări? Bă, nu toți, doar eu. Și mai am una de 10 puncte. De ce nu te axezi pe aceste dosare mari, imense? De ce nu folosești toate resursele pentru finalizarea lor? Dacă e vorba de recuperarea unor mari prejudicii pentru salarii, pentru pensii, pentru autostrăzi. Să ne înțelegem, un dosar de succes pentru un procuror e un dosar beton trimis în instanță. Altfel, doar că deschizi un dosar, păi pe principiul ăsta și autostrăzile României sunt un mare succes. Avem foarte multe începute, dar niciuna terminată.